voi reciti un singur verset din Ieremia 33:6. Iată, îi voi da vindecare și sănătate. Îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc, Domnul, sunt pentru a doua oară în biserica aceasta. Prima dată la invitația fratelui Todoran și acum la invitația fratelui Nelu Filip, preluată de fratele Bălan și de frații care au avut grijă de noi. Știu că e seara de rugăciune. Știu că durează un îndemn de rugăciune, fratele meu, spus, am un cuvânt mai lung. Eu n-am venit aici ca la un studiu biblic, nu e nici evangelizare, nici studiu biblic, nici măcar n-am venit cu o predică. Când ne apropiam de Baia Mare, am spus tare, mă gândeam în mintea mea, dar am gândit cu voce tare, oare ce trebuie predicat în adunarea asta? Și am fost foarte atent la cuvântul care s-a citit. Și primul verset acesta o deschis, fratele, că Domnul va deschide un izvor bogat de pace și credincioșie. Eu nu sunt proroc. Am așa primit de la Domnul câteodată câte un îndemn și în seara asta am primit așa un îndemn. Mi-a spus, măi, predică de aici. Numai că eram în dificultate să vorbesc despre pace sau despre credincioșie. Și am primit încredințarea că în seara asta să vorbesc despre credincioșie. Știți că roada Duhului, credincioșia e o roada Duhului. Noi trebuie să aducem roadă. Psalmul 127, versul 5 spune că rodul pânteșului e o răsplată dată de Domnul. Și copiii noștri care îi educăm, îi creștem în adunare și cu care se lărgește împărăția lui Dumnezeu, e un rod. În Roman 16:5 spune de Epenet, care e un rod. Cel din tâi rod al asiei. Și oamenii care vin la tine, prin tine la Hristos, e un rod. Și trebuie să aducem și roadă. Ne mai verificăm roadele. Dar caracterul nostru, omul din lăuntru, 2 Corinteni 4:16, avem un om de afară și un om din lăuntru. Caracterul ăla al nostru, în omul din lăuntru, noi trebuie să rodim pentru Hristos. Și apoi spune în Matei, capitolul 3, versetul 8, roadele pocăință. Ca și cum noi am fi așa, ca un pom altoit cu mai multe ramuri. Și pe fiecare ramură aducem un fel de roadă. Prima dată e roada pocăință. Și în vechime era o sărbătoare, la sfârșitul anului, sărbătoarea strângerii roadelor. Când evreii trebuiau să vină cu snopii în area aceea amenajată și să lege așa snopul înaintea Domnului. Eu m-am gândit la roada pocăinței. Oare eu când vin cu roadele pocăinței, în adunare la noi, acolo la sat, dintr-un sat eu, am un snop plin sau am câteva spice și acele aproape seci? Oare nu mi-e rușine de roada pocăinței? Voi la Baia Mare, stați mai bine cu roada pocăinței? Domnul să ne ajute să rodim. Și apoi mai este o roadă, spune Roman, cât 6:23. Aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Altă roadă. E bună și roada asta. Și în Filipeni 1:11 vorbește de roada neprihănirii. Și în Galateni 5:22, roada Duhului. Astea sunt roade care trebuie să le avem. Și în Evrei 12:11 aduce celor ce trec prin școala ei roada dătătoare de pace, a neprihănirii. Și în Efeseni capitolul 5, versetul 9, roada luminii. Și în Evrei capitolul 13, versetul 15, roada buzelor. Le-am enumerat numai, că nu intrăm în detalii. Avem roadele astea? Dacă aduceți multă roadă, Ioan 15:8, Tatăl meu va fi proslăvit, fraților. Hai să ne străduim să rodim pentru Domnul. Și am rămas acum la credincioșie. Că dumneavoastră ați citit primul verset, da, știu ce se citește. Un om credincios trebuie să aibă cel puțin două lucruri ca să se numească credincios. Să aibă credință și să aibă credincioșie. Credința este un dar. 1 Corinteni 12:8-9.
Unul e de pildă, frate, da, prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altul e despre cunoștință, altuia credința prin același dar. Și când vorbim de credință, este o bază de credință care trebuie să aibă toți oamenii. O credință mântuitoare din Fapte 16:30. Ce să fac ca să fiu mântuit? Cred în Domnul Iisus. O credință vindecătoare, Iacob 5:15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui. Domnul să ne dea ei credință. O credință care ne ocrotește din Petru 1:5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Este o bază a credinței care trebuie să o avem toți. Dar este și darul credinței. Și Domnul doresc ca Domnul să vi-l dea la cât mai mult darul credinței. Trebuie să avem credință și credincioșie. Credința e un dar, credincioșia e o roadă. Credința e instantaneu, lucrează la secundă, credincioșia e un proces care trebuie să țină toată viața. Model de credincioșie îl avem pe Domnul Iisus. În Evrei capitolul 3, versetul 5 spune de Moise că a fost credincios în toată casa ca slugă. Dar în versetul 6 spune că Hristos a fost credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Modelul de credincioșie desăvârșită e Domnul Iisus. Avem model. Când vorbim de credincioșie, eu am vrut să-i dau o definiție simplă. Ce-i credincioșia? Eu am spus că e ținerea unui legământ, respectarea unui angajament, e credincioșia. Credincioșia e o stare interioară, îi pleacă din inima asta, dar trebuie manifestată în exterior. Și aici vreau să ne verificăm un pic cu manifestarea credincioșiei și la urmă să facem o rugăciune, să ne rugăm Domnul să ne facă mai roditor în ce privește credincioșia. În Sfânta Scriptură eu am întâlnit câteva relații în care trebuie practicată credincioșia. În relația de prietenie, în relația profesionale, citim în Tit, capitolul 2, versetul 9 și 10, în versetul 10 spune, să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Nu vom intra în detalii aici, de aceea spun eu așa, la locul de muncă, la stat sau la privat, sau unde lucrez, un om credincios dă dovadă de o desăvârșită credincioșie. Ascultă, nu fură, nu întoarce vorba, spune Sfântul Timotei acolo în capitolul 6, ci dă dovadă de o desăvârșită credincioșie. Prima relație de prietenie, relații profesionale, relații familiale. Știți că evreii erau foarte religioși. În evrei era, în Israel erau altare, se aduceau jerfe, evreii plângeau, înconjurau altarul cu lacrimi și Domnul nu lua aminte. Și dacă întrebați de ce, pentru că nu ești credincios, neveste din tinereța ta. Deci există relație de credincioșie la nivel de familie. Începem de la nivel de logonă, din Osea 2:19, te voi logodi cu mine prin mare credincioșie, continuăm cu cei căsătoriți, credincioșia între bărbat și nevastă și relații eclesiaste, bisericești. Taina aceasta, Efeseni 5, este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Noi, biserica din Baia Mare, trebuie să fim credincioși Domnului Iisus, Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să vorbesc puțin, așa sunt îndemnat. Altădată am vorbit de relații profesionale sau de prietenie. M-am oprit în seara asta să vorbesc puțin de credincioșia la nivel de familie. Să vedem dacă ne-i bogat izvorul. Și de credincioșia la nivel de biserică, să vedem dacă ne-i bogat izvorul acesta. La nivel de familie și biserică, cum se manifestă credincioșia? În primul rând am spus eu prin slujire. Și nu spun eu, că spune Biblia. Iosua capitolul 24, versetul 14. Dar o slujire cu
cu teamă. Temeți-vă de Dumnezeu și slujiți-i cu credincioșie. Nu știu dacă trebuie să fie o teamă de pedeapsă, că dragostea alungă frica. Dacă îmi spune că femeia se teamă de bărbat și biserica să se teamă de Dumnezeu, există, temeți-vă de Domnul, Apocalipsa, care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele de apă. Eu cred că la teama asta e mai degrabă, e sinonim cu respectul. Adică, cei doi în casă să se respecte unul pe altul. Atunci când ne slujim unul altuia, o facem cu respect. Când am vorbit despre obiceiuri și pericolul obiceiurilor, am spus că chiar obiceiurile bune, toate obiceiurile, au cu ele pericolul lipsei de respect. Rutina aduce cu sine lipsa de respect. Trăiești, eu sunt căsătorit de aproape 40 de ani, atât ați de obișnuit cu nevasta, încă nu s-o obliga să fiu la fel de galant, la fel de atent, la fel de politicos ca în luna de miere sau ca atunci când am cucerit-o, nu? Măi, nevastă, de 40 de ani ne cunoaștem. Câteodată atâta suntem de obișnuiți cu adunarea, cu predica, cu cântarea, cu prorocia, încât nu le mai respectăm. Dar slujirea care trebuie să o facem, o facem întotdeauna cu respect. Eu predic în seara aceasta cu respect pentru voi. Fiecare din voi e prețios. Fiecare din voi e plătit de sângele Domnului Iisus. Și nu există în tot universul o valoare mai mare ca sângele Domnului Iisus. N-am murit eu, n-am murit frații, nu păstori. Hristos ne-a răscumpărat și voi sunteți copiii Lui. 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copiii și suntem. Nu ne cunoaște, că nu l-au cunoscut nici pe El, copilașilor. Când va veni El, vom fi ca El. Atunci îl vom vedea așa față în față. Eu am respect pentru voi. Slujirea trebuie făcută cu respect. Și slujirea față de partenerul de viață, după 40 de ani, bărbatule, trebuie să respecti nevasta, să o prețuiești. Și tu, nevastă, după ani și ani de căsătorie, trebuie să ai același respect și reverență, să te porți frumos, politicos, galant, cum vrei. Asta ne învață pe noi Scriptura. Slujirea cu respect. Scrie în Psalmul 119, versetul 138, toate învățăturile tale se întemeiază pe adevăr și pe mare credincioșie. Adică slujirea asta se face cu instruire. E rușinos pentru un predicator să nu se pregătească. E rușinos să nu citească din Scriptură. Oi, vine la învon să vă cindă Domnul. Dar dacă în Duhul Sfânt, ce să-ți aduc aminte dacă nici n-ai știut odată? Da? Deci când vii în fața poporului, trebuie să fii pregătit, să fii instruit ca să știi să slujești. Când veniți cu o cântare, să faceți repetiție, să iese cântarea bună, armonioasă, nu pentru aplauzele lor, pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Vedeți dumneavoastră, probabil că aveți și cor, nu știu. Cântă corul o cântare, spui, băi, ce cântare frumoasă. Nu, dar nu a cântat-o din prima așa. Au făcut 10 repetiții și dirijorii ăștia atâta de pretențioși și atâta întoarce înapoi și nu-i bun un semiton și o cântați și voi toți vă bucurați. Dar dacă ei nu se pregătesc, nu se instruiesc, nu știu să slujească în adunare. Ori credincioșia trebuie făcută cu instruire. Toate învățăturile tale se întemeiază pe adevăr și pe credincioșie. Și în casă. Eu am stat 7 ani la Brașov, am făcut liceu și am lucrat acolo. În afară de cartofi prăjiți și ochiuri, n-am făcut niciodată mâncare. Și pe mine nu ziceau, când mai găsim salam cu muștare, era o delicatesă. Dar a venit vremea, nici nu-s pretențios,
Nu fac pretenții la mâncare. Într-o zi nevastă mi-am mut după aproape 40 de ani, spune, măi, am avut noroc cu tine că n-ai fost mofturos la mâncare, vorba lui Octavian. Dar a venit vreme când soția s-a dus să nască și când a rămas cu copiii mici, măi, nu știi să schimb pampersul, nu-mi place să șterg, nu-mi place să-i gust laptele și să-i dau, nu-mi place. Știți că trebuie să mă învăț? Pentru că slujirea cu credincioșie trebuie făcută de un om instruit. Și când nevastă m-a fost bolnavă, tare bolnavă, de cancer, dusă prin mai multe spitale, și când mi-a spus prima dată, fă-mi un ceai cu lămâie, la ora două noaptea, na, du-te, cât lămâie să-i pui, măi nevastă, cum să faci ceaiul ăsta? Știți că am învățat să fac ceai cu lămâie, când e rău la nevastă. Eu am învățat, ea știe mai mult ca mine, avea școală de bucătăreasă. Măi, ca să slujiști partenerul în casă, nu fă așa ca un bădăran. Interesează-te la nevastă ce îi place, ce îi trebuie, ce vrea și tu la bărbatul tău, că asta e credincioșia, să știi, a respecta legământul ăla care l-ai făcut aici când s-a rugat frață pentru voi. Și s-au rugat pentru toată viața. Nu s-au rugat ca să vii după o lună comitetul, s-au gătat luna de miere și încep certurile. Nu, nu. Trebuie să slujești cu instruire, cu pregătire. Și așa se face și în adunare. Prorocii să cerceteze cuvântul, să știe ce e adevăr, să poată ei însăși verifica prorocia, să aibă un vocabular biblic, nu unul filozofic, că nu înțelege nimeni. Și mulți, mulți, mulți care slujesc în adunare să se pregătească pentru slujire. Dumnezeu să ne ajute. Slujirea asta, am spus că trebuie făcută așa și cu adorație. Spune Psalmul 92, versetul 2. Adică la versetul 1, frumos, îți lăudăm numele Tău, Doamne. Versetul 2. Dimineața vestim bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Slujirea nu e o corvoadă. Slujirea nu-i muncă sălnică, e frumos, e o plăcere, o faci cu dedicație totală. Cândva l-am vizitat pe fratele Sângiorzan de la Feldru, omul care a stat 44 de ani, am înțeles eu, paralizat. Când m-a dus în casă, mirosea parfum, curat că lângea imac, mi-am zis eu, o auzi care musafiri. Îmi spune cineva, nu, așa-i tot timpul când vii aici. Eram în Perugia, m-a invitat un frate de prieteni la Dumbrăveni, la masă. Și când veneau toți musafirii la masă, venea și o soție tânără, foarte tânără, cu bărbatul în cărucior cu rotire. Eu îi știu bine, îi știu foarte bine. El după câteva luni de la căsătorie, s-a dus să facă o baie, o sări cu capul în jos, o lovi și o paralizat, în ziua de azi e paralizat. Îl ducea cu căruciorul și mai avea două plăs în mână. Ducea un cadou la familie. Și eu i-am spus, lasă că-l duc eu. Că-l cunosc, el acum merge la adunare, la Burgiune. Un bărbat tânăr, frumos. Și ea s-a uitat la mine, dacă vrei, ia-mi plăsele astea. Pe bărbatul meu, îl duc eu. Ce să-i spui la femeia asta? Care la puțin timp după căsătorie a rămas cu bărbat pus în scaun cu rotire. Și ce să le spun la celelalte femei, tineri care au nevoie de comitet ca să le împiece, în care credincioșia nu rodește aproape deloc Duhul în ele. Ce să le spui? Și acum tot așa îl duce. Acum două săptămâni am fost la o nuntă la Burdujeni și a intrat femeia asta cu bărbatul. El acum mai împinge el de roțele celea, frate, îl pun în față și a spus, băi, asta e un erou. Dar la cele care nu li convine de bărbatul lor, la cele care nu-și mai iubesc bărbatul, la cele care nu mai sunt credincioase, la cele care, vorba, moftoroși, cu acele, cum e? E izvorul bogat de credincioșie? E izvorul bogat? Atunci când îi slujim lui Dumnezeu, când spunem, oameni buni, veniți joi seara la adunare, îi muncă sălnică pentru voi? David spune, mă bucur, Psalmul 122, când mi se spune, haide la casa Domnului, veniți cu bucurie? Dumnezeu să ne dea bucuria asta.
Psalmul 84, cât de frumoase, plăcute sunt locașurile tale, Doamne. Un lucru cel de la Domnul, Psalm 27, și îl doresc fierbinte, aș vrea toată viața mea. Vreți toată viața la rugăciune? Vreți toată viața să slujiți cu așa o dedicare și plăcere lui Dumnezeu? Vreți să vă faceți slujba cu bucurie și nu suspinând? Când te cheamă la repetiție, nu motiva că ai treabă. Când vii la studiu biblic, la stăruință, nu spune că am fost aseară. Fă-o asta cu bucurie. E o slujire care se face frumos să lăudăm pe Domnul. Spune-mi amin? Dumnezeu să ne ajute. Ce înseamnă slujire? Ce înseamnă credincioșie? Credincioșie înseamnă a sluji. A sluji cu respect, a sluji ca un om instruit și a sluji cu bucurie. Ne rugăm pentru asta, Domnul? Amin. E nevoie să mai crească un pic credincioșia în casele noastre, în familiile noastre? Doamne, ajută-ne! Ce mai înseamnă credincioșie? Înseamnă a dărui. 2 Corinteni 31 cu 12 și cu 15 versetele. S-a făcut o cameră mare, împăratul a făcut și toți evrei aduceau acolo arderi de tot, jertfe de mâncare, zeciuieli, aduceau cu credincioșie. Și în versetul 15 împărțeau cu credincioșie. În casă trebuie să dăruiești partenerului tău ceva. De la un zâmbet, nu vine înăcrit, nu vine cu capul în jos ca să întunici casa. De la un zâmbet, știi ce mult face un zâmbet când intră în casă? De la o vorbă bună, de la o mângâiere când e nevoie. Avraam s-a uitat odată la Sara și a spus, știu că ești o femeie frumoasă. De la un compliment. Știți cât ani avea Sara? Predicam nu mai de mult la o nuntă undeva la țară și am spus că noi trebuie să vedem calitățile celuilalt. Avraam i-a spus de nevastă sa, era o bătrână tare. I-a spus, știu că ești o femeie frumoasă. Și am întrebat eu acolo, toți bărbații din adunare care știu că au nevastă frumoasă acasă să ridice mâna sus. Apoi unii mai timizi ridicau, dar surorile ca la armată, tăti cum acolo stau bărbații pe o parte, tăti să uitați la bărbat. Asta nu o văd nimic, când am ieșit afară, o venit o soră, o cunosc eu, mai în vârstă ca mine, o soră bătrână, grasă și merge greu. Și o venit la mine, zice, măi, drăgușel, eu am stat acolo după stâlp, n-ai văzut Vasile în eu, ridica mâna. Apoi n-am văzut, soră, că mă uitam la Vasile, ma tale. Frații de aici aduc acasă un compliment când vin, o laudă. Bărbatul se scoală și o laudă, fiii se scoală și o laudă. Sau numai cu sururi. Numai pretențe, numai imputări. Nevestele știu să aducă ceva în familie. O vorbă bună, o compasiune, o încurajare. De multe ori bărbații, cât te vedeți de puternic, așa la 100 și ceva de chile. Știi ce mult face o vorbă când nevasta te încurajează? Ai nevoie de o apreciere, ai nevoie de o încurajare. Credincioșie înseamnă a dărui. În adunare, când ați venit, cu ce ați venit aici? Ce ați adus voi la adunare? Aduceți în casa Domnului. Am o întâmplare. Un frate din Cajoană a avut un vis foarte sobru, foarte rațional. El nu spune amin. El nu spune deloc amin. Și într-o seară are un vis. Se făcea că a venit un înger în adunare și împărțea hârtii. Și toți citeau acolo așa. El se uită o hârtie goală. Nimic aici, nimic din coace. Să uite, băi, la voi ce scrie? Și că scrie câți de amin am spus în adunare. Unii aveau foaia plină, alții pe jumate, el n-avea nimic. El era de ăla logic. Că spun în 2 Corinteni 1 cu 20 și amin, care spunem noi, prin el este slava la Dumnezeu, nu? Vine prima duminică la adunare, ies un bătrân de la Cajmara, slăvit să fie Domnul. Tot adunare, amin, dar el, amin, amin, amin. Să uite oameni la el, iar binecuvântat să fie Domnul, amin, 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 amin. Unul întreabă, bă, ce-i pățită? Ce cu tine? Băi, frate, uite ce am visat eu.
că Domnul numără aminul care îl spune spre slava Lui, îi trecu la Dumnezeu. Voi câți de amin ați avut? Că în vechime cine nu putea aduce un taur, îi spunea legea, îi spunea, prinde-mă un hulub și du-mă. Du ceva, Domnul, o pereche de turturele, dar du ceva. Tu cu ce îmi de la adunare? Numai consumator de har și de oxigen, nu. Trebuie să aduci ceva la... Ai adus aminul cu tine la adunare? Știi că asta face parte din slujirea cu credincioșie? Să aduci ceva, să dăruiești ceva și acasă și în adunare. Dumnezeu să ne ajute. Și mai scrie, nu mai știu unde, din Proverbe 27:6, parcă, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Acum rănile nu plac la nimeni. Și prieten nu-i cu ghilimele, nu-i în sens ironic acolo pus prieten. Nu, nu, un prieten adevărat. Te rănește. Dar știi din ce cauză? Pentru că fii prieten și nu vrea să greșești. Eram într-o adunare și prezenta dosarul unui frate. Fratele ăsta a făcut așa, 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 multe, multe avea, rele. Și un frate mai naiv, eu eram acolo, eu nu spun niciodată lucru care nu le știu. Un frate mai naiv se spune, băi fraților, dar fratele ăsta, ieri, săptămâna asta, au făcut toate astea? La care el spune, nu, nu, frate, eu am vreo 3-4 ani de când îl urmăresc și tot le scriu. Ia spuneți-mi, asta e credincioșie? E prietenie? S-a mai povestit eu, eram conducător de adunare, într-o adunare de frați rom. Între ei erau doi mai răsăriți, asta am povestit-o că o țin minte cât mor. Nu știam eu pe cine să pun conducător. Să-l pun pe Dan, să-l pun pe Traian sau Victor, cum îl chema pe cealaltă al doilea, și l-am pus pe unul. Un băie, un om pocăit, familie, slujea bine, deodată o bombă. Fata la băietul, la conducător, a fugit la Timișoara cu unul nipocăit. Na, adunare începe să foiască. Îmi spune, mie, frate dragul, știi că fata lui Dan a fugit? Că... Măi, nu știu, uite, acum aud, nu-l putem lăsa așa. Ne-am adunat, am făcut o întâlnire cu toți membrii, să stăm de vorbă. Dar la întâlnirea aceea a rămas o mamă tânără cu un copil în brațul, mi se păru că era și un pic murdar, dar asta nu contează, ci mă deranja la copilul ăsta tare plângea. Și el legăna și el legăna, dar nu se ducea, domnule, afară. Și eu mi-am spus, femeia e curioasă, doar îți face adunare generală și fără copilul tău plângăcios. Și se ridică conducătorul și începe să plângă, și acum e conducător, parcă. Fraților, Dumnezeu mi-e martor că n-am știut nimic. Rușinea care mi-a făcut și ce mi-a făcut, a venit ca o bombă peste mine și casa mea. Se ridică celălalt, posibil conducător. Spune, frate, dar n-ai știut nimic? N-am știut nimic. Dar cum de eu știu de vreo 3-4-6 luni? Că fata ta ți-o aduce ela până la colț și ți-o lasă și pleacă. Eu cum de știu și tu nu știi? Măi, fraților, n-am știut. Și atunci, femeia aceea, copilul, așa, care tot îl legăna, spune, frate, tu ai știut? Am știut, da, am știut. Aud adunarea. Și ei spus vreodată, băi, ce să mă bag, nu i-am spus. Îți spun eu de ce nu i-ai spus. Ca să-i facă fata figura, să-l dăm jos și să te punem pe tine conducător. De asta n-ai vrut să-l corectez. Băi, parcă m-a luminat Dumnezeu atunci. Acum, Biblia spune că rânile făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Dacă la unul din voi o să-mi spun îndată, măi, Dragoș, ăla nu a fost îndemn de rugăciune, a fost predică. Eu, mie nu o să-mi placă. Nu m-a învățat tu pe mine că să vorbești și cum să predică, nu-s de azi. Dar mă duc acasă și mă gândesc, măi, da, dacă am vorbit prea mult. Și eu mă corectez. Când cineva prorocește, nu cu o tonalitate și nu cu un vocabular, eu spun, măi, eu încurajez lucrarea prorocie. Vezi că lucrarea asta nu-i după Biblie. Eu vorbesc cu Dumnezeu, că am mai întâlnit prorocii ăștia foarte mândri, dacă nu ești atent cu dânsul. Eu vorbesc direct cu Dumnezeu, tu cine ești? Dar se duce acasă și se gândește. Și rănile care le-am făcut eu din dragoste, credincioșia înseamnă corecție în dragoste, nu în răzbunare,
Astea sunt binevenite și eu mă pocăiesc, am multe de lucruri de care mă pocăiesc și noi toți ne pocăim. Când bărbatul stă cu telecomanda sâmbătă-seara, schimbă canale, tu te duci și spui, măi omule, mă, dar dacă te pune mâine la un îndemn de rugăciune, ce ai să le spui? Dar nu te mai uitam, dar pun un pic mâna pe Scriptură, că spune unul Ioan, cât 3 cu 18, să nu iubim numai cu... cu vorba, ci cu, și cu limba, ci cu fapta și cu adevărul, da? Deci îl vrei pe bărbatul tău mântuit? Dacă îl vrei mântuit, credincioșia, rodește, spune omule, ai să te superi, dar eu te vreau predicator, nu te vreau chibiți de fotbal, da? Eu vreau să știi apostolii pe de rost, nu jucători de la nu știu stea, de la stea, de la cum se cheamă echipele astea, da? Și bărbatul, când își vrea nevasta mântuită, o iubește cu fapta, dar și cu adevărul. Măi, nevastă, citeam undeva că era un frate păstor în vârstă și nevasta o luat o roche. Și se uita în oglindă, se uita roată, deși era în vârstă și ea. Și la un moment îi spune, dragule, îmi stă bine? Și ăla ia și pune ochelare, îi spune, stă prea bine, nu mai e niciodată. Că nu era roche de nevastă, de păstor și de vârstă aceea. O iubit-o cu adevăr, o rănit-o, un pic o rănit-o. Asta înseamnă credincioșie. Deci cum se manifestă credincioșia? Prin slujire, prin dăruire și prin corecție în dragoste. Ne rugăm Domnul să ne dea înțelepciune în acestea. Eu din predica asta a slujirii am decupat doar câteva gânduri care cred că vă trebuie vouă. Nu vreau să vorbesc de asocierile credincioșie. Din Exod 34 cu 6 cu bunătatea, Neemia 7 cu 2 cu frica de Domnul, în credincioșia în Psalmul 43 cu versetul 3 cu lumina, cu călăuzirea. Nici nu vreau să vorbesc de asemănările, comparațiile credincioșie. Dar spunem Psalmul 25, versetul 10, toate cărările Domnului sunt credincioșie. Credincioșie e ca un drum, da? Aici, credincioșie e ca un izvor, un izvor bogat de credincioșie, Ieremia 33, cu 6. Și în Isaia 11, cu cât cu 5, spune acolo, neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. E ca un brâu. Aici aș vrea să revin. Și spun amin, tot acum aia. Eu am vrut să facem o aplicație a credincioșiei. Și am așezat într-o diagramă pe 3 coordonate. Prima coordonată e coordonata de timp. Credincioșia pe coordonata timpului trebuie să fie o permanență. Scrie în Psalmul 100, versul 5, și credincioșia lui ține din neam în neam. În Apocalipsa, cât 2 cu 10, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieță. Pe coordonata timpului, frații mei, roada Duhului numită credincioșia trebuie să fie o permanență. Revin la Isaia 11 cu 5, cu brâu. Credincioșia e un brâu. Și îi spune Dumnezeul lui Ieremia, în Ieremia capitolul 13. Ieremia, du-te, cumpără un brâu, încinge-te cu el și poartă, umblă pe Ierusalim. Și Ieremia umblă cu brâu încins, cum purtau la noi țărani înainte. După multă vreme, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia și a spus, Ieremia, du-te la râu, la Eufrat, fă o groapă și îngroapă brâu. Prorocul e proroc, se duce și îngroapă brâu. Mai jos spune, după multă vreme, iarăși, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, du-te, dezgroapă brâu și încinge-te cu el. Și spune acolo, prin versetul 7, parcă, brâu era stricat. Frații mei, nu putem fi credincioși neveste din tinereța noastră un an sau doi. După aceea mă uit după altele. După aia fac complimente la altele. După aia mă port acasă ca un bădăran, cu lipsă de respect. Și apoi îmi pun brâu înapoi.
Nu poți să înșeli partenerul și apoi să fii ca la început. Nu poți din adunare, din slujbă, să faci mofturi, să-ți dai demisia, să nu mai lucrezi și din săptămâna viitoare iar ești înflăcărat aici. Ieremia, briul ăsta, care se cheamă credincioșia, s-a stricat. De aceea, rugăciunea care o vom face e ca Domnul, pe coordonata asta a timpului, să ne dea permanență, credincioși în permanență. Fratele Ilie Pațâru, am povestit asta, că asta o țin minte, dacă îmi dă Domnul minte până mor. Eram în adunare, a venit un bătrân, am dat mâna cu el, cum te cheamă, Ilie Pațâru, de unde? Din Prisicăreni, teritoriu ocupat. Ai un cuvânt? Măi, dacă e nevoie, aveam binecuvântare de copii. Frații mei, eu am predicat de multe ori și am auzit multe predici. N-am auzit predică așa cum a predicat omul ăsta. În 5 minute tot adunarea plângea. N-avea schițe, n-avea multă filozofie, dar când au spus că după 2 săptămâni de la căsătorie, au venit ca ghebiști noaptea și lua nevasta din pat. Știa că strânge pe pocăiți și o duce în Siberia. Și au spus, Ilie, adă-mi, te rog, haine mai groase, că a luat un capot. Și el a luat o haină mare, a învelit într-un petroi și a aruncat un camion, era camion descoperit. Și spune, m-am dus, am spus, luați-mă și pe mine, că e soțul ei. S-a uitat pe tabel, nu ești pe tabel, dă-i drumul de aici. Povestea e lungă. Spune, un an și jumătate, un an, am lucrat cu ziua, pensat, eu și cumnatul meu, erau atunci căsătoriți, ca să-i ducem la nevestă în Siberia. Și spuneau bătrânii din Prisicăreni, băi băieți, băi, bă, știți ce e Siberia? Nu mai sunt femei în sat, băi? Și ei la 20 ceva de ani au spus, noi avem un legământ făcut și eu n-am voie să încalc legământul. Și s-au dus, au stat ani de zile în Siberia, au avut 8 copii acasă, au venit înapoi, trăiește în Bucovina și i-a mai spus, vin odată cu nevasta și au venit cu bătrâna de mână, el cu o geantă în mână, arătau ca 2 sfinți. Nu știu în închipuirea voastră cum sunt sfinți, dar bătrânii ăștia arătau ca 2 sfinți. O spus, eu nu încalc legământul. Asta înseamnă credincioșie. Îi bogat izvorul ăsta? Sau abia mai curge? Abia mai curge. Dumnezeu să ne dea mai multă credincioșie. Pe coordonata de loc, ca la gramatică, timp, loc și mod, da? Pe coordonata de loc. Încolo, ce se cere unui ispravnic, Corinteni 4:2, îi ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Psalmul 78, versetul 37, nu sunt credincioși legământul care l-a făcut. Ai făcut un legământ cu Dumnezeu, ai făcut un legământ cu nevasta, ai făcut un legământ cu bărbatul. Acolo, în legământul ăla, fii credincios. La locul tău vezi care-i fișa apostolul. Nu-i treaba ta de credincioșie altuia. Ce se cere, repet, unui ispravnic, fiecare să fie găsit credincios în lucru în credința lui. Eu fost în lucrare prin Duhul Sfânt, că unii nu-și cunosc locul. De aceea apar tamponări deodată și gâlcevi între voi, că nu știi care e locul, că tu ai pretenții de celălalt. Eu am acasă o mică livadă. N-am văzut niciodată un măr să tragă cu coada ochiul la cireș. Face cireșe? Nu face, el nu fac nici eu. La mine nu se întâmplă. Măi, nu cu ăsta nu a făcut nici anul trecut, nici acum nu are floare. Să spună zarzărul, nu fac nici eu. Nu-i treaba prorocului dacă eu a făcut repetiții. Nu, treaba ta e să stai înaintea lui Dumnezeu pe turn. Nu-i treaba dirijorului dacă păstorul își face. Treaba dirijorului să-i învețe muzică pe cia. Și nu-i treaba nu știu cui să ne urmărim unul pe altul, să avem pretenții foarte mari unul la altul, să prășim în grădina pe ogoarele altora și la noi să lăsăm buriană. Deci pe coordonata de loc, și asta aduce, coordonata de timp aduce reputația, că era recunoscut, spune Neemia, și în 13:7 și în 7:2 cu frica de Domnul, da? Și pe coordonata asta de loc. Aici trebuie să fim credincioși în lucru. Măi, eu ce trebuie să fac în adunare? Eu când m-am ales frață în comitet, am spus, frață, ce-mi dați de lucru? Când m-am însurat, am vorbit cu nevastă, băi, ce am eu de făcut și ce ai tu de făcut?
Când s-au născut copiii, măi, ce avem de făcut acum? Care-i treaba mea și care-i treaba ta? Știi că-i treaba noastră și treaba Domnului câteodată. Nu, și fiecare să fie găsit credincios în lucru, în credința lui. Pe coordonata de mod, cum suntem credincioși? Efeseni 4:15. Ci credincioși adevărul. În toată manifestarea credincioșiei trebuie să ținem sus adevărul. Covându Barnaba un ogor, l-a pus la picioarele apostolului, l-a aplaudat toată biserica și s-a uitat Anania și Safira cu coada ochiului, o vându și ea două zi un ogor. Numai că nu a fost credincioși adevărul. O pus un pic de minciună acolo. În toată trăirea noastră trebuie să fim credincioși adevărului. Dumnezeu să ne ajute. Eu închei, s-a vrut un îndemn de rugăciune. Pe seară de rugăciune, nu intrăm, nu amintim totul despre credincioșie. Am fost îndemnat să vă spun să rodiți credincioșia, mai ales în aceste două relații. În relația de familie și în relația noastră cu Dumnezeu. Că răsplata e mare, odată a venit s-a strigat cineva din cer, strângeți pe credincioșii mei care au făcut legământ cu jertfă, prin jertfă. Aș vrea la strigarea aceea să fii și tu, aș vrea să fiu și eu. Fratele, sunt pentru a doua oară aici, cunosc puțin din frață cu care ne-am mai întâlnit pe ogor la lucru. Pe dumneavoastră nu vă cunosc. Rugați-L pe Duhul Sfânt în seara asta. Să vă ajute să facem și să fac și eu, că și eu am slăbiciunile mele, o evaluare corectă în ce privește credincioșia. Domnul spune aici, le voi da un izvor bogat de pace și de credincioșie. Vrea unul să se îmbogățească în credincioșie, în casă? Vrea vreo unul să se îmbogățească, să țâșnească? Spune Ioan 7:37, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu se termină credincioșia, e un izvor. Nu consumați toată și mâinii nu mai am. Dacă sunt atât de atent cu soția, atât de râmnitor cu adunarea, ce-o-i face săptămâna viitoare? Credincioșia e un izvor bogat. Este credincioșie și pe mâini și poi mâini. Vreți să ne rugăm Domnului pentru asta? N-am știut ce citești, fratele, am spus, Doamne, de unde îți citești de acolo predic? Am stat înaintea Domnului și mi-a spus că la voi e nevoie de credincioșie mai multă în familie și în relația voastră cu Dumnezeu. Dacă vreți, hai să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm cu toți Domnul în privința aceasta. Facem o evaluare corectă, sincer, fratele, eu pot să fiu fățarnic cu voi. Dacă nu aveți nu știu ce dar, ca să... Noi toți avem tendința de a ne cosmetiza imaginea asta de neprihănit, de sfânt, când suntem la învol. Dar tu știi ce e în casa ta, dar tu știi ce e în inima ta, dar tu știi care sunt gândurile tale. Rugând pe Domnul prin Duhul Sfânt să ne dea roada numită credincioșia. Izvor bogat. Amin.